Bună dimineața, prieteni! Ce să mănânc patroană? Micușul. Deci mi-a făcut patroană micușul. Băi, fratele meu, stai tu jos, ia-ți un scaun, stai acolo, ca pomes. Uite scaunul aici. Da, mamă, ia vezi că dacă te răci, iar ce stupi. Dă-i bătaie, pune-o patroană, că nu mă supără. Eu ca bucătar. Tu ca bucătar, bravo, stai jos și mănânc. Asta e, soarta. Măi Ioane, unde ai fost? Dar ce-i patroană acolo? Ce-i acolo? La biserică? Ce-i acolo? Nu știu, nu știu. E de post pentru mine. Ți-ai făcut știrie și mie ce mi-ai dat? Uite și tu când mi-a pus în farfurie. Hai să pun și lui Ion. Lasă, nebii, dă farfuria acolo, parcul Ion. Da. Mâncarea asta mea. Ca frate. Hai dă-i, că suntem frați. E frate de vedere, dragi prieteni, mă bucur că am mâncat cu o țelică. Aici ce-i patroană? Și tu... Patroană? Ce pui lui Ion? Dă-i un mic, e păturia de aici. Nu, pune-i de aici, de la mine, ia, dă-l cu aia. Că nu pot să mănânc eu atât de mult. Mănânci cu el, mănânci cu Ion. E ca bucătar specialist, să văd și eu. Nu mai primesc în curte, nu mai vorbi eu nebun. Am zis că nu te mai primesc, din cauza lui bucătar. Dumnezeu să-ți ajute. Dar cu tine am împăcat, dar cu ei toată viața. Da. Să știe lumea. Da. Cu ei toată viața nu mă împac. Cu tine ne-am împăcat că așa ești. Gata, eu am fi plăcut de la Dumnezeu. Și Luci mi-a zis, ești făcut de Dumnezeu. Împacă-te cu mama mea, că e mama mea și Dumnezeu să ajute. Cine e mama ta? Alo. Eu. A, da, am înțeles. Ia, da, să Dumnezeu, să zici și un tatăl nostru. Pe ce-a cuvenit? Da, ai zi, Ioane. Zi, băi, tare mânc. E ceva? Stai. Să vorbească patrona, da? La masă nu trebuie să ne grăbim să mâncăm, trebuie să zicem rugăciune, da? Să-mi împăcăm cu el, uite, de la bucătarul cu Ion. Zic că o sună noi imediat, că filmăm ceva. Da. Zi, gata, Grigonea. Gata, hai zi. Tatăl nostru care și în cerul zi. Ți-a zis că numele tău vie împărăția ta, facă-ți voia ta. Zi. Precum în cer, așa și pe pământ. Așa. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne și nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum Doamne, și noi iertăm greșiților noștri. Doamne, mine, Doamne, și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel vicheac. Binecuvântat de la Iisus. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, amin. Doamne, ajută. Da? Binecuvântat de la Iisus. O, Doamne, mulțumesc, Părinte. El e fratele meu, vitreg. Hai, mănâncă, Ioane, mănâncă. Mi-a fost dor de tine, n-am mai mâncat de mult cu tine. Haide, nu mai plânge acum, nu mai plânge. Mă gândeam, da. Nu mai plânge, Ioane, gata, ce-a fost, a fost, ne-am împăcat. Știu, dar cu tu n-am. Nu mai vorbi de numele lor, că e cu ei toată viața, nu m-am făcut. De ce m-am jurat așa rău? Nu știa. Spune-mă, Ioane, să-ți spun puțină. Bă, copil, mă, lasă-mă. Îndreaptă scaunul ăla și dă-te mai încolo. Dumnezeu, de ce mai înapoi, Ioane, o țără de piele? De ce? Mai înapoi. Așa. Cine apoi? Lasă patronul aici, că nu e fratele meu. E fratele tău, te-a făcut ca el. Cum a făcut ca el? Bucean. Păi, dar el e tare, porțor. El bea beutură, e tare, nu-i bolnav. Tu trebuie să... Ce e tare în fața mea, că îi primezi poliția acolo. Ioane nu mai mânc. Ioane nu mai vorbi la masă. Iartă-mă, Ioane, iartă-mă. Bartolo, e mor de bea, prieteni. Nu e mor de bea, prieteni. Nu. Patronul, unde e sucul? Beai suc. Dar de unde? Vrei să vărți tot de pe masă acum? Nu lângă tine sucul, nu l-ai lăsat să-l pun în frigider să-l bea rece. Și de ce bea? Că ți-a fost frică că-l beau eu. L-a ținut pe masă lângă el. Sucul, am zis să-l bag atara în frigider să fie rece. Se bea să bagi la congelator sus. Păi dacă tu ai pus de la lață la aici, l-ai pus așa. Unde e acum? Eu îl puneam la pinză, de la să-l bag în lată. Bun, unde e acum? Adă să-l bag acolo, luași tu. Să-l bag în lată. Da, bravo. Lasă că e bun și așa, patru, lasă. Doamne, ferește, a beutere atâta suc, atâta bere, prieteni. Da? A băgat? Tu n-ai băgat deloc, săracul de tine. Tu ești pe uscat. Patronul? Alo! Deci eu fac curia aia. Alo! Da. Gata. Ce-i tare? Ia. Bata în sus. Da? Bune! Să luăm și pe acolo la...
vorba asta nu prea place cum ai și Luci. Ia să vedem aici ce. Dar n-am făcut-o eu, maică-ta. Da? Da. Dar asta e ștevie? Nu știu, ea. Mamă, dacă e ștevie, e pe cinste. Dar ce e aici, Doamne, Dumnezeule? Da, nu știu ce, ce carne poate fi. Ioane, după ce mănânci șorba, spun și ție. Nu, eu ca bucătar specialist, că am nuntă botez. A, și mănânci acolo. Nuntă botez la Rafael. Am nuntă botez. Ce la Rafael, nuntă? Păi da. Nu, că dacă bucătar... Azi? După Paști. Păi după Paști. Dar problema e că tu mănânci tocmai atunci? Deci nu mai mănânci acum, stai până după Paști. El stă până după Paști, prieten. Să vin în România. Doamne, doamne. Mai mănânci? Nu mai pot. Deci ia ceva cu ei, să spun de asta. Lasă-mă copilul. Hai, mă, Ioane. Mm. Lasă-mă copilul. Că zice lumea că era, nu-mi dau de mâncare. Nu. Ia să vedem ce sunt astea. E rândă, nu e ciupercă. Am fost la spital astăzi. Foarte frumos. Cardiologie, chirurgie, neurologie, toate minunele. De spital, domnul primar Giura, îi mulțumesc din suflet. Și e ceva gentleman. Ce spunea mie, care sunt eu, care... Da. Hai de parcurie să spun. Mă, lasă-mă. Mai să spun și eu, mă, lasă-mă că... Mă, te rog. De la Parlament, de la... Eu pe fiecare țară, papai, e bucuta, domnule. Hai să spun un polonic. Vrei? Trebuia să spună... Îi spune parcuria asta. Trebuia să spună de mumă asta, de cutuna care mi-a lăsat în brațe. Mă, și mut-o și... Deci, uitați, a uitat patroana că avem și noi vlog aici. Ia, vedeți aici, să vină un coț după mine. Așa, ca să-i dau farfuria lui Ion. Așa e. Da, gata. Că spală curtea după aia, tache. Tache, spală curtea după aia. Mă, puiul meu, nu, mă, copile, mă. Nu. Ia și mă. Nu, înseamnă... Nu ai vrut să mea. Da. Ești mănâncă omul. Ajung de la Parahă, poate. Nu n-ai de cotau. Și eu nu pot să stea. Da. Nu pot ca soare. Mănâncă stai din gură tu și cu Ion. Ce mâncare n-ai? Piliva, ce mâncare? Uite, ciupesc, oarip, ce vrei să-ți dau? Nu. Uite, Ion mănâncă... Piliva, ce înseamnă piliva? Ce înseamnă piliva? Ca bucătar. Ce înseamnă? Cu gaine și cânați, alea, peliile de talam. Aia înseamnă piliva. E țărată tocară, că e dacă nu gust. Da. Poate că am băgat peliile de cânați. Prea puțin? Ne-a dus și nou... Un pahar, uite. Am pahar. Mamă, Pașun, vreau la asta un pic de țară și David, un pic de... mai aproape când vorbește cineva, te duci așa pe el. Ce vrea Ioan? Am vrut să bere și noi un pahar de suc, Ioane. Mă, ia ce mănâncă, o te aduci. No. Bravo, Luci. Mănâncă, Ioane, mănâncă. Ce patru ani... Nu stai doi, Ioane, să mănânci. Mă, lasă-mă, mamă, lasă-mă, ne-i mă. Ia mai zi patru ani și tu ceva.
Deci vreau, 4 ore... Vreau pentru copilul ăsta al meu, Leo, să fie bine. Mănâncă și stai, nu mai vorbi la mine. Da, să fii sănătos, Ioane, dă-i să fii. Ioane, nu mai vorbi la mine. Toată lumea mă caută pe, la primărie. Ioane, stai jos. Mănâncă. Și du-te la tanti, auzi acolo, că dormi, mănânci acolo. Minți. Da. Te primești, tanti. Hai, mă, mă, mă. În casa aia. Domnule, ajută. Acolo unde e casa, unde e domnule, că, mănânci, bă. Hai, mănâncă și tăți. Nu pot. Ai nu, și la biserică, lasă. L-a adus Dumnezeu înapoi pe fratele meu. Ce înapoi, că nu-l primesc mai departe. Până la ce acum, unde nu voi? Primesc, vorbim cu el, ne împăcarăm cu el, dar nu mai primesc să doarmă aici. Pe unde vrei să doarmă? Mă faci? Că s-a certat cu bucătarul. Dacă s-a certat, să le alii cu el, Pitești. Da. Păi, babă, mă duc. Du-te-n bracă-te să pleci cu ei, hai du-te. Bravo, mai hai să mergem. Hai. Bravo. Hai, hai că mergi cu noi acum. Du-te, du-te, ia-ți, hai. Mamă, ce păcuși, le-ai cu, pe tine la Pitești? Da, le-au pe mine la Pitești. Le-au pe el. La ce nu stai la Bucătarul? Îl iau că e, nu e vorba de a-ți lăsa la Bucătarul, dar e vorba, e fratele meu, Vitre, trebuie ia. Să-l iau. Vă duce o apă, vă duce, mă dă mână. Ia cu voi. Doamne, stați eu, că m-a băgat la pușcărie. Da. Iată, că e om. Auzi, și ce trebuie? Omul care l-a făcut Dumnezeu așa de înăcăjit, trebuie să-l ierți. Pe ăla să nu-l ierți. Care știe, care e deștept și știe și te înjură și ce face, pe ăla nu trebuie iertat. Ăla, Dumnezeu ce vrea să facă cu el. Da, da, omul ăla care eu... Dar nu... omul care e bolnav, care e cu capul, care trebuie să-l ierți. Că așa zice Dumnezeu, că nu știe. Cum a spus popa acolo la biserică. Omul care e năcăjit, care e bolnav, care nu știe, care cu ispite, nu știe nici el ce face. Am nici înțeleg. El n-ar vrea să fie așa. Uite așa să fac acolo la biserică. Da. Ei, vezi? Nu trebuie să iertăm patroană, da. Neamurile noastre. Da. Trebuie să iertăm. Trebuie să iertăm. Iartă-l și tu pe Ioane, Ioane din Aua. Pleacă, e fratele meu. Mamă, și știm da. Că e năcăjit, e bolnav, îl iert, gata. Dumnezeu să mă iertă și pe mine, pe așa voi. Așa trebuie, prieteni. Că ierți năcăjiți ăștia. Dar pe Ailan să mă iertă Dumnezeu că nu le iert, că fusără cu capul limpede și ne înjurară și ne ocărâră și vorbiră de unul de noi. Ălea nu le iert, că nu sunt bolnavi ca noi. Să zic să le iert că-s bolnavi, că nu știe ce faci. Dar, dar aș vrea să zici, ca să audă și lumea de pe vlog, în legătură cum l-ai luat tu pe Ioane și tu și cu tata mai demult. Da, lasă-mă, îmi doare capul acum, nu povestesc. Acum noi nu am n-am. Haide, de ce nu povestesc? Lasă-mă, îmi doare capul. A venit limpede și el de la biserică, lasă-mă. Doamne, prieten, patronul doare cap. Eu mănânc în continuare, că am făcut o mâncare foarte bună. Dar ai băgat stevie în ea? Ciuperi și-am băgat. A, și stevie deloc? Nu. Păi eu mâncam din cauza că crezi că e stevie. N-am băgat, că de ce nu pute să spun stevie? Avem. Dacă pune stevie era... Am stevie, dar e separată, nu mai dau. Hmm? Unde e stevie? De ce un polonic? Dar nu ți-am luat atât de marigăți. Care? Păi nu vreau multă patroană, un pic. Mamă, mie îmi place stevia, prieteni. Până de ce nu zici ce să spart? Păi da, de ce? Ai, dacă nu dai comandă. În doceară tot de maloci. Iar o să spuneți, prieteni, că de ce beau suc? Păi dar de ce nu bei apă de bei suc? Apa e prea caldă, patroană. Din cauza asta beau. Haide să-i pun un pic. Pune aici peste asta, patroană. Pune aici, pune aici, pune aici. Păi nu, a, de ce băgați în carne? Păi ce faci, ai luat din carne și ai pus acolo? Nu mai mănânc nici ce, gata, nu mai mănânc. De ce ai făcut așa? Dacă nu mai mănânc. Uite, ia aia ta. Aia e acolo, cu piețele mele, asta. Păi ce băga polonic? Uite ăștia de la Luci de post, dacă mi-ai spus și de ăștia. Luci! Îți spun un polonic. Și ce-a făcut? A luat polonicul da. Din carne și l-a băgat în aia. Păi cum? Am nebunit. Și oronul pune. Mănâncă. Doamne, îmi pune și stevie și cartof. Gata, mănâncă. Ăștia l-a aruncat, gata. Ce? A, nu cu ce stevie? De ce ai aruncat-o? De ce? S-a ajunge aia. Băi, nene, nu se poate, Luci. A aruncat stevia. Gata.
Și mie mi-a pus doar un polonic. Atât. Atât, da. Gata. Femeia e... S-ajunge, gata. Dar ce faci tu, patroană, când o să plec eu astăzi? Ce să fac? Fac treburile mele ce trebuie pe aici. Da. Uite, l-a dat pe aici, cere bani și colo ca pătrân a dat. Da, nu trebuie să dea păi din păi vezi cum cere bani și nu cere mai la lucrare. Patroană? Da. În legătură cu nevasta. Deci vreau să te întreb ca să știu să caut eu nevasta. Să nu mai cauți tu. Te-am lăsat o săptămână să cauți nevastă. Dacă n-ai găsit, o să-mi caut eu de acum acolo. Păi nu găsesc eu, caut acum, când am avut treabă. Păi cum ai avut treabă? Ți-am găsit unul ați bancă, dar să văd să-ți pleacă de ea. O iei așa și-am urât să patru. Aia, 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 aia. Ți-am găsit o țigancă. Și ce ați zis? Vine de Paște să ne servească aici. A, vine? Da. Uh-huh. Să mai ajută la pregătire. Dar cine e? Ei, o veste. Surpriză. Îți fac surpriză. Păi da, patroană, da. Problema e și dacă eu nu mai vin acasă, plec în vacanță? Păi o iai cu totul, pleci cu ea. Păi ce? Unde plec cu ea, nici nu știu. Ce, nu vrei să pleci cu ea dacă vrei să pleci? Ba da, dar nu-i... În vacanță te-a dus, cum s-a dus cu tăreasa, că nu-i mai dau nume. Crezi că eu nu urmăresc? De unde știi? Ai văzut, stătea pe o piatră ca să vezi tu, ca să te îmbolnăvească pe tine. Serios? Ești singură și ai cu ăla de la fund. Păi dar mie mi s-a părut că era o babă acolo pe piatră. Ea este cu ăla de la hotelul. Cu colierul. Cu colierul de la hotelul. Și zicea că e singură. Da. Nu, patroane, că nu mai mă interesează. I-ai dat filmări să filmează ce faci. Și ei și luam. Lasă-le să rămână amândouă cu filmările. Nu mă mai interesează. Tocmai din cauza asta am fost ieri și mi-am cerut iertare de la ANCA. Am cerut binecuvântare dacă mă însor. S-a dat? Da. Ce a zis? A zis să-mi dă binecuvântare să mă însor. Am auzit că zise casă de piatră. Da. Bravo! Când o aduci aici în curte să nu mai zică ceva dacă a zis casă de piatră. Dar e vorba că nu știu, nici nu știu dacă să mai închid curtea asta, că îmi pare rău, dar alindu, David. Că dacă... Bă, ce face ea dacă aduci muiere? Dacă aduci muiere n-are dreptul să zică nici aici, că duc eu poliția pe ea. E bune? Da. Dacă în casă ceartă cu muierea care o aduc, aduc eu poliția. Chiar trebuie să o aduci și poliția pe ea. Păi da, și atunci fac eu așa ceva. Da? Da. N-are dreptul. Iane, la ordine mă prala. Și lasă-l pe Ion. Și în camera aia mare îți faci birou ca lui Tarzan. Îți faci ușă pe aici, îți faci birou. Da, mamă? Ai auzit? Nu. De ce? Îmi trebuie un boiler să pui acolo. Da. Camera aia, mai când vine un prieten pe la noi. Dar nu mă boiler să pui. Da, ascultă-mă. Da. Ai zis tu că avem noi un... cum îl cheamă? Ăsta la... cum îl cheamă? Socor. E, dar să-l cunoască omul, să fie norocul ăla care l-a dus de tatăl tău de la parcare, de la pe. Da. E în beci, dar eu nu cunosc. Care ai pus oamenii că hidroponice. Dar cu a fi înseamnă că ăla e de la PEC. Păi da, dar care e om? Un om, care l-a văzut. Păi trebuie izofor, că eu n-am presiune la apă. Trebuie mare, să pide 15 milioane. A dat 15 milioane tatăl pe el. Păi dacă e la vechiul, dacă nu, de ce mai trebuie să cumpăr dacă l-ave pe ăla? Dar auzi, sunt și coturile toate făcute. Toate coturile făcute. Mm. Dar dacă nu a fi pompa, numai pompa poate e nevoie să pompe. Să bază cineva. Cine? Da, dar va fi ăla dat norocul peste voi, pune țidră în port. Ăla era la parcare presiune, care l-a făcut tatăl pe comandă. Da, patrone, era presiune, dar problema e că nu mai sunt. S-au învechit. Nu mai sunt. Acum sunt cu pompe, cu altceva, pirocoarele. Trebuie să împacă. Da, visor de minută, știi? 8. Hai, mai lăsăm puțin ca să fie 10-12. Ce mănânc, mama? Mănânc patroană și cartofi și dragă, no, aveți și de toate. Gata, destul. Cine spui? Mi se pare să-ți aia. Ioane? Bai, bagajul. Do. Ioane, până alin să scoală, faci tu o faptă bună să te duci să iei apă de la rubine rece? Hai, bei tu apă ca să te trezești. Să nu mai te vadă. Nu mai pune mâna să dai mâna cu mine.
Ei, mama lui. Capucătar, capucătar. Ia zic că aia, lapă de spine, palo. Lapă de suc? Lapă de suc care mi-a putut. Palo bine, să-mi aduce apă aici. Hai, mama, duci. Și bea și tu spate pe față, bea apă rece, să nu bei din sticlă. Da, mă, da, mă. Bă, să nu bei din sticlă. Că beu eu și mă doare în gât. Și ai boala de la mine. Băi, 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 toată. Am mâncat, prieteni, dar uitați-vă ce am făcut. Se spune că un om bogat face așa înaintea lui. Ca la serios. Oamenii ăștia sunt foarte bogați care fac bine, dar fac niște lucruri fără să-și dea seama. Eu am făcut asta fără să-mi dau seama. Patroana, să-ți dea Dumnezeu sănătate, patroana. Și tu să fii sănătate. Am mâncat. Du-te la apă, mamă, rece, că nu mor să beau apă. Ăsta să-l punem la lală. Ce punem la lală? Apa. A dat și suc. Le ai în mașină cu tine, dar să-l pun la lală. Mai bei? Nu mai bea, la țărățească. Doamne, tu pari ochii de nu mai vezi vederea cu sucul. Așa o țăpățăși. O de aia nu mai vezi, din cauza sucului. Da, chiar. Beai suc și nu mai vezi. Gata, și nu mai vezi, că nu înțelegi ce zice noi. Ce zice noi, tu nu înțelegi. Faci ce zici tu. Prieten, atât a fost micul dejun aici, am mâncat cu patroana. Vă pup și vă iubesc. Ne vedem mai târziu, prieten. Mai târziu.